Salutare! Astăzi suntem în Cluj, suntem aici pe terasa hub-ului unde am organizat conferința. Suntem alături de Luminița, unul dintre speakerii de astăzi. Tema de astăzi este să vorbim despre piață. Cum și când trebuie să-ți definești piața în momentul în care începi un nou business? Este important ca în momentul în care deja pornești business-ul să-ți fie foarte clar ce piață ai, okay, pe cine targetezi și ce resurse ai în țara ta. Ca să fim foarte clar, ce e piața? Piața este... Piața aici. Sunt potențialii cumpărători ai serviciilor și produselor pe care tu le oferi. Ok. Și atunci, în momentul în care tu deja îți gândești, îți creionezi ideea de afacere, ar fi foarte bine să fie foarte clar cine îți poate cumpăra serviciile și produsele. Când mă refer în țara ta, este dacă te referi la România. Dacă ai un serviciu și produs care se poate vinde și în alte țări, dacă se poate vinde chiar la nivel mondial, foarte bine, inclus acele persoane, potențial cumpărători, în portofoliul tău de posibili clienți. Okay. Dar ideea este să ții cont de absolut toate aspectele, pentru că chiar dacă e o idee genială, dacă nu există piață, dacă nu există potențial cumpărător, s-ar putea să rămâi pe ea însărtat și chiar să faci niște cheltuieli pe care nu le mai recuperezi. Okay. A trecut și salvarea în Cluj. Mă uitam la tine. Revenim. Da. Eram la piață, spuneai că e foarte important să stabilești asta încă de la început. Da. Încă ceva, piața e sinonim cu a crea profilul clientului? Parte din a-ți contura piața este să-ți creionezi efectiv profilul clientului și să știi de unde să-ți vină cash-ul, nu? Banii, uh-huh, în afacere. Ce se întâmplă dacă nu faci asta? Păi poți să ai surprize foarte mari. Asta la modul cel mai serios, adică dacă există o expresie în Ardeal care mie îmi place foarte mult, te poți duce și ca râma în beton. Doar că dacă te duci ca râma în beton, este foarte posibil să nu-ți iasă. Și atunci, dacă nu-ți gândești un pic afacerea și nu analizezi un pic toate detaliile de la început, există posibilitatea să ai eșec. Nici aia nu e o tragedie, așa cum am discutat și la conferință, dar bine ar fi totuși să eviți să ai eșec după eșec, doar pentru că nu-ți faci pregătirea inițială. Da, corect. Mersi frumos! Mulțumesc tare mult! Încheiem aici vlogul de astăzi. Voi, cum știți, de altfel puteți să lăsați întrebări sau să ne propuneți teme pentru următoare vloguri, pentru următoarele întâlniri cu alți antreprenori. Vă mulțumim foarte mult! Și mulțumesc de primirea caldă de la Cluj și ne vedem la Oradea de la Cluj, la Timișoara, tot, unde o fi. Tot un rooftop. Tot pe rooftop. La pus ceva. Mulțumim! Mersi.